Salutare tuturor, eu sunt Teo, iar în acest video o să vorbesc de câteva defecte pe care le putem avea la ambreiaj și care sunt simptomele acestor defecte. Înainte să începem, o să facem o scurtă recapitulare despre cum funcționează ambreiajul. În schema din fața noastră avem poziția în care ambreiajul nu este acționat, adică în care el este cuplat. După cum putem vedea, în această situație rotația vine din partea stângă, se rotește volantul, se rotește placa de presiune, placa de presiune acționează cu o forță asupra discului de fricțiune. Discul de fricțiune în acest moment este rotit odată cu placa de presiune, cu arborele cotit, cu volantă cu totul. Discul este fixat pe axul central al cutiei de viteze și așa se rotește și axul central al cutiei de viteze. Acum să trecem la defectele pe care le putem avea la ambreiaj și cum le putem depista. Primul defect despre care o să vorbesc este patinarea ambreiajului ce înseamnă să patineze ambreiajul. Practic, în momentul în care ambreiajul patinează, rotația care intră în ansamblu ambreiajului, ea nu este transmisă în totalitate. Adică, dacă aici la intrare avem undeva la 1000 de rotații pe minut, e posibil ca la ieșire, adică la intrarea în cutia de viteză, să avem mult mai puține rotații pe minut, nu știu, 500-600 în funcție de sarcina la care este supusă mașina. Acest lucru noi o să-l simțim în momentul în care conducem. De exemplu, când suntem în treapta 4-a sau în treapta 5-a, noi accelerăm, motorul se turează, dar viteza nu crește corespunzător cu turația sau crește mai întârziat decât crește turația motorului. În momentul ăla o să spunem că ambreajul patinează, iar acest zicem sau patinarea se produce între discul de fricțiune, volantă și placă de presiune. Practic, discul de fricțiune este prins așa în centru, în mijloc, ca într-un sandwich când, în momentul când ambreiajul nu este acționat, el este presat la mijloc. Aici între volant și placa de presiune. Iar dacă forța de frecare între cele trei componente nu este suficientă, atunci ambreiajul să patineze. Practic, volantul pe care îl avem aici în stânga, volantul și cu placa de presiune o să aibă o rotație mai mare decât are discul de fricțiune. Acest lucru se poate întâmpla din mai multe cauze, să zic așa. Una dintre cauze ar fi uzura excesivă a discului de fricțiune. Acest lucru duce la patinare deoarece distanța dintre placa de presiune și volant rămâne aceeași. Dar discul de fricțiune, dacă își, în urma uzurii, dacă își micșorează foarte mult grosimea, presiunea cu care apasă placa de presiune automat este mai mică pentru că cursa este mai depărtată. Acest lucru nu îl putem sesiza, așa să zic când conducem mașina, în momentul în care ambreajul începe să prindă tot mai sus, tot mai sus, la un moment dat uzura este tot mai mare pe discul de fricțiune și ambreajul o să înceapă să patineze, practic această rotație, acest cuplu nu se mai poate să fie transmis deoarece forța de frecare dintre disc, volant și placă de presiune scade foarte mult și nu, mai, nu se mai poate transmite momentul motor. Un alt lucru care ar putea face ca aceste zone să nu aibă forță de frecare necesară ar fi unele scurgeri de ulei care ar putea să apară de la arborele cotit și ar putea oarecum, dacă scurgerile sunt foarte mari, să ajungă pe discul de fricțiune. Iar în momentul în care aici între discul de fricțiune și volant sau placă de presiune o să avem un ulei, automat coeficientul de frecare o să scadă foarte, foarte mult. Și din nou, cum am spus mai devreme, momentul transmis de către motor nu o să poată să fie transmis mai departe pentru că forța de frecare scade foarte mult și automat momentul care se poate transmite între placă de presiune și discul de, de fricțiune o să fie mult mai mic și din nou o să experimentăm această patinare a ambreajului. Bineînțeles, o altă cauză pentru care ar putea să patineze ambreajul este și calitatea suprafeței plăcii de presiune sau a volantului, care și ele bineînțeles că se pot uza, doar că uzura la placa de presiune, la suprafața plăcii de presiune și la suprafața de fricțiune a volantului se întâlnește puțin mai rar și nu auzim foarte des de chestia asta. Cel mai des o să se uzeze discul de fricțiune. Acum că am auzit de patinarea ambreajului, care sunt riscurile dacă circulăm, că până la urmă poate o să ziceți că... Na, nu am patinează ambreiajul, nu acționează așa tare și asta este. Dacă patinarea ambreiajului se datorează faptului că discul de fricțiune este foarte, foarte uzat, o să puteți ajunge să deteriorați suprafața de contact dintre placa de presiune, adică de pe placa de presiune sau de pe volant. Pentru că dacă toată suprafața de fricțiune de pe discul de fricțiune o să se uzeze, o, o să ajungă să aibă contact placa de presiune cu o parte metalică a discului de fricțiune. Moment în care o să strice foarte ușor suprafața plăcii de presiune și atât și suprafața de contact de pe volant. Lucru care n-ar fi indicat și de asta dacă experimentați patinarea ambreajului, nu duceți la extremă chestia asta să tot vă distrați așa că pasinează ambrajul și să folosiți mașina așa, pentru că o să ajungeți să schimbați și alte componente care sunt mult mai scumpe decât un disc de fricțiune. Următoarea defecțiune despre care vreau să vorbesc o să apară doar la mașinile care au ambreaj cu volant cu masă dublă. Această defecțiune se numește bătaia volantei pe care foarte mulți posesori de mașini diesel au experimentat-o sau o să urmeze să o experimenteze. Practic, cele două componente ale volantei cu masă dublă o să înceapă să bată, pentru că acest arc nu o să mai amortizeze mișcarea pe care o au una față de cealaltă. Aici, una dintre cauzele pentru care apare bătaia, poate să fie numărul de kilometri foarte mare sau poate să fie și stilul de condus. În general, volanta cu masă dublă este foarte solicitată la cuplarea vitezei. Dacă avem un stil de a conduce foarte brutal când vine vorba de schimbatul treptelor de viteze o să schimbăm mai des mai des volanta. Pentru a ne da seama dacă avem probleme cu volanta sau urmează să fie probleme cu volanta, sunt câteva feluri prin care putem determina acest lucru. Unul dintre lucrurile cel mai comune este o bătaie neuniformă pe care o putem auzi când motorul rulează la ralanti. Ne putem da seama dacă este volanta în momentul când a apăsăm pedala de ambreaj. Dacă apăsăm pedala de ambreaj și acel zgomot, acea bătaie se întrerupe, înseamnă că este volanta. Asta în cazul în care defecțiunea de la ambreaj ține doar de volantă. Pentru că putem să avem alt zgomot când apăsăm pedala, care sunt din alte cauze, nu din cauza volantei. Dar dacă se întrerupe această bătaie, este posibil și ai șanse din ce în ce mai mari ca bătaia să fie din cauza volantei. O altă modalitate de a vedea dacă îți bate volanta este de a opri motorul și să stai să asculti foarte bine cum se oprește motorul. Dacă în momentul când motorul se oprește, pentru că el tremură așa puțin, dacă auzim o bătaie așa ușor metalică, e posibil să fie volanta. Dar ca să ne asigurăm mai bine, putem să pornim din noi motorul și când oprim motorul, ținem pedala de ambreiaj călcată. Dacă zgomotul nu mai există în momentul când oprim motorul cu pedala de ambreiaj călcată, atunci înseamnă că bătaia vine de la volantă. Mai este o modalitate prin care putem să auzim dacă bate volanta. Putem să accelerăm așa scurt până pe la 1300 de ture, accelerăm și lăsăm brusc. În momentul în care lăsăm brusc, ar trebui să se audă tot așa o bătaie ciudată la motor, care se simte așa ca un tremurat scurt, nu știu, uneori se aude și metalic. Dacă avem toate aceste trei simptome, cel mai probabil volanta este deja stricată. Cu timpul, dacă continuăm să folosim mașina așa, bătea o să fie din ce în ce mai persistentă și o să audă din ce în ce mai tare. Riscurile pe care le avem dacă nu schimbăm volanta când începe să bată și o să tot circulăm așa, sunt destul de mari pentru că acele vibrații, nemai fiind atenuate, ele se transmit foarte mult atât în transmisie cât și înapoi în motor, adică în vibrochen, și putem să avem. Nu așa de des se întâmplă, dar putem să avem surprize, să avem probleme cu vibrochenul, cu fisuri care apar pe acolo sau chiar și în transmisie. Dacă avem o cutie automată, pot să apară mult mai multe probleme, pentru că acele șocuri din motor nu mai sunt preluate de către volantă. O altă defecțiune care poate apărea la ambreaj este rulment de presiune stricat. Acest rulment de presiune Aici, pe schemă, dacă ne uităm, el are rolul de a apăsa pe arcul diafragmă, arc diafragmă care eliberează presiunea de pe placa de presiune și debrează ambreajul. Rulmentul se poate strica în mai multe feluri. Dacă avem un rulment care este acționat mecanic, el se poate strica prin pierderea de vaselină și, practic, se strică cele bile pe care le avem înăuntru, dacă e cubile, și el o să înceapă să hurie practic se aude așa un furuit. Și acest furuit în general se aude când acționăm ambreiajul, adică în momentul când apăsăm ambreiajul pentru că cam atunci este singurul moment când rulmentul de presiune este folosit la capacitatea lui. Pentru că în momentul când noi apăsăm ambreiajul, el atunci apasă în arcul diafragmă. Deci este singurul moment în care noi folosim practic rulmentul de presiune, este la schimbatul treptelor de viteză. O altă defecțiune care poate apărea în plus la rulmentul de presiune care este acționat hidraulic este că sistemul hidraulic nu mai funcționează cum trebuie, nu mai avem presiune în sistemul hidraulic, pot să fie scurgeri pe care le putem avea la uh, rulmentul de presiune, chiar lângă rulmentul de presiune sau poate să fie pe sistem până la rulmentul de presiune. Eu personal am avut o problemă la mașina mea, mașină care are sistemul hidraulic al ambreiajului comun cu sistemul hidraulic al frânelor. Și am avut probleme cu un etiler pe spate unde pierdea lichid de frână. Și eu aveam probleme cu ambreiajul, din când în când ambiaj, meu nu mai prindea și trebuia să dau așa foarte multe pedale, să fac aer presiune și vedeam că tot scade lichidul de, lichidul de frână. Deoarece nu știam că are legătură cu lichidul de ambreiaj. După aia am început să, să verific puțin problema și între timp am crezut că am probleme cu rulmentul de presiune și că scapă lichid pe acolo. Dar am observat că pierde lichid pe la etrierul din spate, am schimbat etrierul, am completat cu lichid de frână și problema de la ambreiaj a dispărut. Deci în cazul în care aveți o problemă de genul, să verificați dacă aveți lichid comun la lichidul de ambreiaj la sistemul hidraulic pentru lichidul de ambreiaj cât și la sistemul hidraulic pentru frână și să vedeți dacă nu cumva aveți probleme la sistemul de frânare și din cauza lui să nu funcționeze bine nici ambreajul. Care sunt riscurile pe care le putem avea în cazul în care continuăm să folosim mașina cu rulmentul de presiune stricat? Dacă rulmentul de presiune este stricat în partea lui mecanică, să zic așa, adică nu se mai rotește și avem acel huruit și continuăm să folosim mașina așa, avem riscul să stricăm arcul diafragmă, pentru că partea care intră în contact cu arcul diafragmă ar trebui să se rotească deodată cu arcul diafragmă, iar cealaltă parte ar trebui să fie fixă. Cam ăsta e rolul rulmentului de presiune. Dar dacă rulmentul de presiune nu se mai rotește corespunzător, el o să fie blocat și pe partea unde are contact cu arcul diafragmă și o să aducă o uzură asupra arcului diafragmă și o să trebuiască să schimbăm placa de presiune, cum îi spunem noi, adică tot mecanismul ăsta cu placă de presiune are diafragmă, carcasă și ce mai este prin el. Doar pentru simplu fapt că noi am uzat partea de art de diafragmă care vine în contact cu rulmentul de presiune. Unele dintre principalele motive pentru care se strică mai repede decât ar trebui un rulment de presiune este prostul obicei pe care îl au mulți dintre șoferi de a aștepta la semafor cu pedala de ambreiaj călcată la maxim. Dacă noi stăm puțin și ne gândim cât timp este folosit în mod normal un rulment de presiune, adică doar la schimbul de viteze, care nu știu să zicem că e 2 secunde când schimbăm o dată viteza și echivalentul cât stăm, nu știu, 40-50 de secunde la un semafor cu ambreajul călcat, deci statul la un semafor cu ambreajul călcat este echivalentul a poate 20 de schimbări de viteză. Deci cu atâta putem noi să-i scurtăm, să zic așa, viața argumentului de presiune doar stând cu pedala de ambreiaj călcată cât timp așteptăm la semafor. Și așa, pentru sănătatea noastră, nu-i nici lucrul ăsta să stăm cu piciorul încordat 45 de secunde până se face verde. O altă defecțiune care are puțin legătură cu patinarea ambreajului este discul de fricțiune uzat. Disc pe care dacă îl folosim uzat, cum am zis mai devreme, poate să ducă la deteriorarea prematură a volantului sau a plăcii de presiune. Lucrurile care fac ca discul de fricțiune să se uzeze prematur sunt plecările de pe loc foarte puternice, tractările de mașini, în momentul când noi tractăm mașină, dacă tractăm o mașină prea mare, discul de fricțiune este foarte solicitat și o să înceapă să se încălzească, iar în momentul când el se încălzește, începe să patineze și uzura este și mai mare când patinează și când este foarte, foarte încins. Acesta a fost video despre defecțiune care pot apărea la ambreiaj Bineînțeles, sunt sigur că nu am acoperit toate defecțiunile și nu am dat cele mai bune explicații, dar dacă aveți completări, puteți să scrieți în comentarii. Dacă aveți sfaturi despre cum să conducă lumea, să nu aibă aceste defecțiuni sau tot felul de experiențe personale, aștept să le scrieți în comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, nu uitați să aveți grijă de voi!